Okay. Yeah. Și Y egal cu 1 minus 1 pe 2 înmulțit cu 1 minus 1 pe 3 înmulțit cu 1 minus 1 pe 4 și mai departe punct de punct înmulțit cu 1 minus 1 pe Y. Pentru n egal cu 5, pentru n egal cu 5, calculați amintea voastră. N egal cu 5, calculați x ori y. X ori y egal cu 5. Și pe urmă, b, arătați că x pe y este număr natural. X supra y egal aparțin lui n, da? Este număr natural, oricare ar fi n număr natural, din ăsta. Ăsta, da, da, zice. Te rog. Dacă am trebuit să ducem la același numitor. Da. Și pe 1 plus 1 pe 2 la scrie ca 2 pe 2 plus 1 pe 2. Și ar fi 3 pe 2 plus 4 pe 3 plus 5 pe 2. Deci x-ul cum ar fi? X egal cu 2 și cu 1. 3 pe 2. 3 pe 2. Ori. Ori 4 pe 3. Da. Ori 5 pe 3. Da. Pe 4, 5 pe 4. Pe 4. Ori puncte, puncte. Următorul cât ar fi? N plus 1 supra N. Următorul ar fi 6 pe 5, 6 nu? 6 pe 5. E cu unul mai mult. Da. Puncte, puncte și mai departe. N plus 1 pe N. Mulțit cu N plus 1 supra N. 3 cu 3 se va simplifica. Sigur, 4 cu 4, 5 cu 5, 6 cu 6, N cu N. Și egal cu? Cu 1, x egal cu 1 pe 2, ori n plus 1 supra 2. N plus 1 supra 1. Adică n plus 1, n plus 1 supra, supra 2. 2. Asta este x. X-ul. Și noi trebuie să locuim pe n cu 5. La a sfârșit. A sfârșit. Facem y. Da. Da. Când facem y. Y egal cu. Acum avem minus. Da. Deci vom verifica tot cu 2. Da. 1 pe 2 ori 1 pe 3. Deci 1 pe 2 ori... Ori 1 pe 3... 3 plus 2. 2 pe 3. Ori 2 pe 3. Și ar să simplific. Ori... Ori... Ori 3 pe 4. Ori 3 pe 4. Ori 4 pe 5. Ori 4 pe 5. Și ori mai departe. Puncte. Ori? Plus. Nu, e mulțit aici. Aha. Mulțit, da? Pe toate paranteze, mulțit. Minus. Nu minus. Deci trebuie să... Minus 1. N minus 1. N supra... Deci N minus 1. Te simplifică N minus 1. Cum? Cu N. Cu el, mă, de ce stai pe gânduri? Cu el, minus 1. De ce cu el, minus 1? Nu știu ce se întâmplă. Nu m-am gândit la altceva. Deci, numitorul comun este... Aici e 1 și amplific cu N și vine N minus 1, da? N minus 1 supra N. N minus 1 supra N. Și egal mai departe cu, hai, fim pe fază și intră în spune. Păi, n plus 1, trebuie să aflu 2 cu 2, să simplific. 2 cu 2, 3 cu 3, 4 cu 4, 5 cu 5, da. N cu 1 cu N cu 1. N minus 1. N minus 1. Cu N minus 1 de la asta, vin de jos. Cum se vede că diavolul așa lucrează. Da. Și atunci rămâne? 1 pe 1. 1 supra N. 1 supra N. Deci asta este rezultatul lui Y. Da. Și trebuie să arătăm că cine? Dacă N egal cu 5. Pentru N egal cu 5. Calculați X-ul Y.
Să calculăm x ori y. X ori y egal cu... Cât este x-ul? Când e 5? 6 pe 2, adică... Deci când e 5... X-ul este 5 plus 1, nu? Supra 2. 6 pe 2 ori 1 pe 5, da? 1 pe 5. Și este egal cu 6 pe 2, care face cât? 3. 3 supra... Da, 6 cu 2 și face 3. 3 pe 5. Ăsta ar fi rezultatul. X ori Y. X ori Y. Acum să facem X supra Y. Da. Să arătăm că x supra y e numai natural. Ia să vedem. X supra y înseamnă ce? Cine este x-ul? N plus 1 supra 2. N plus 1 supra 2. Supra. Totul supra, corect. 1 pe n. Punem linia de fracție așa, nu dreptul de capul. Totul pe y. Totul supra y. Da. Cât e y-ul? 1 pe n. Păi 1 pe n. Și egal mai departe cu... Întoarcem fracția. Întoarcem, așa, da? Deci e plus 1 pe 2. Mulțim, nu trebuie, mulțumesc de o fracție. E plus 1 pe 2. Înmulți cu... N supra 1. E pe 1. Da. Și egal cu N, pentru că e plus 1. Totul pe 2. Da. Și trebuie să arătăm că asta e natural. Altfel ar fi 2N plus N supra 2. Cât? 2N plus N supra 2. De ce e 2N? Aș face N ori N. Cât face N ori N? N la 2. Păi că la 2... Nu-i 2N. Nu-i 2N. Dacă ar fi N plus N, face 2N. Da, așa, N ori M, N la 2. N la 2 ori N. Da. Și încheiați așa. De unde să știu eu? Hai să facem niște modele, poate îmi dau seama. Hai să luăm pe N cât vrei tu. Deci, indiferent ce ne punem, totdeauna trebuie să fie numai natural rezultatul. Păi un număr impar ori număr par. Număr impar ori număr par. De ce unul impar? Care impar? Un număr impar pe N și N plus 1. N e număr par și N plus 1 e număr impar. Așa. Adică, număr par ori număr impar dă un număr par. Sigur? Păi, de exemplu, luăm pe N4. Da. N 4 ori 5 supra 2. Așa. Se simplifică, este un număr natural. Bun. Asta un număr impar acum. 9, 5. 5. 30 supra 2, 15. Bun. Deci, care ar fi clar observația? N poate fi par și N poate fi par și impar. N plus 1 poate fi... Depinde cum îl luăm pe N. Dacă N este par, N plus 1 este impar. Dacă N este impar, N plus 1 este par. Și? Trebuie spus așa. Produsul a două numere consecutive este totdeauna multiplu de 2. Se împarte totdeauna de 2. Asta este, ca să fie clar. Produsul a două numere consecutive, ele sunt consecutive. Da. Totdeauna se împarte la 2 pentru că unul din ele este par. Dacă sunt două numere consecutive, unul din ele este par. Dacă e par, acela se împarte la doi. Hai, pleacă de aici. Prășel matematic. Da. Avem un porumbel, s-a auzit de așa, nu? Aștept să vină pe fruntea noastră aici. Da. Aici este povestea. Deci, N pe lângă N plus 1 este totdeauna un număr par. Deci, N pe lângă N plus 1 egal multiplu de 2. Da? Multiplu de 2. Totdeauna produsul a două numere consecutive este un multiplu de 2. Pentru că tu ai înțeles, ai spus foarte bine prin ce spuneai. Dacă ar fi par, celălalt este impar. Dar produsul îl poți pe la par. Da. Și cu asta e terminat. Ce a avut exercițiul ăsta așa interesant? Spune tu, ce ți-a plăcut la el așa? Care? A fost un exercițiu care l-am mai lucrat cu dumneavoastră. Nu l-am lucrat împreună, dar el are o formă de fiind înmulțire acolo, fiind înmulțire, după ce s-a dus la cerutăți, apare această simplificare. Te repede.
cum se spun, de fie numărător, curvitor și duci așa da. În scale, continuu, continuu până la sfârșit, fie diagonala cealaltă. Și în final, găsim forma numărului X și Y. Nu trebuia să înlocuim pe 5 la început și să înlocuim, să aduci la cealaltă o fracție, ceea să ne muncim, nu știu ce, pentru că am fi pierdut mult timp. Da. Ci mai degrabă lucrăm forma finală și la sfârșit locul împiernă cu 5 și facem exact ce ne cere autorul. Deci, observăm că... Finalul aici, pe la sfârșit, da. Aici a fost un poate un pic mai interesant. Da. A fost X pe Y, da? Da. Dar produsul anul a 3 numere consecutive. Ce părere ai? 3 numere consecutive se împart totdeauna la cât? La 2. La 2 de ce? Pentru că sunt două numere pare. Nu. La 2 pentru că sunt două, cel puțin o dată, două consecutive. Da. Da. Eu zic că sunt mai împart și la 3. Produsul a 3 numere consecutive, totdeauna sunt împart la 3. 1, 2, 3, 6, sunt împart la 3. Da. Au. 9. Dacă aș lua 7, 8, 9. 7, 8, 9. Într-un fel, dacă aș lua primul număr impar și al doilea număr par, s-ar împărți și la 3 și la 2. Da. 7, 8, 9. Deci 7, 8 și 9. Ce este par? Păi este, pentru că 9 este deja, îl încorporează pe 3. Are ca divizor pe 3. Da. Deci, dacă luați oricare 3 numere consecutive, unul din ele e multiplu din 3. Unul din ele. Da, și de... Și atunci, dacă unul e multiplu de 3, adică n-are ca divizor pe 3, atunci tot produsul se va împărți la 3. Depinde. Dacă iau 4, 5, 6. Ia 4, 5, 6. Nu ai pe 6? 120. Nu, dar 6 este. A, cât are pe 7. 6, da? Dacă e 5, 6, 7, e 6. 6. Dacă e 6, 7, 8, 8. E 6. 6. Altfel spus, din cele 3 consecutive, neapărat unul e multiplu de 3. Unul se împarte la 3. Deci, hai să scriem și chestia asta. Produsul a 3 numere consecutive. Produsul a 3 numere consecutive. Deci numărul A egal cu N pe lângă N plus 1 pe lângă N plus 2. N pe lângă N plus 1 pe lângă N plus 2. Se divide la 3. Totdeauna se divide la 3. Și iată de ce. Luăm pe cazuri. Cazul întâi. Cazul întâi. N egal chiar 3K. Deci N este... Dacă luăm 0, 1, 2. 0, păi fără 0 la mulțiri. 0 la mulțiri face 0. Face 0. Da? Deci, cazul întâi. Dacă N egal cu 3K. Deci, N este de tipul 3K. Atunci, A devine egal cu 3 ori K pe lângă 3 ori K plus 1 pe lângă 3 ori K plus 2. Da? 3 ori K plus 1 3 ori K plus 2. Și ai 3 ori. E 3 ori. Și atunci se divide la 3, pentru că am luat factorul 3. Deci au de clipa asta... Și merge și dacă iau A egal cu 3K plus 1 pe lângă deci 3K plus 2. Deci N, nu e egal cazul 2. Cazul da. 2. Nu e egal 3K plus 1. 3K plus 1, da? Urma împărțirii unui da. Număr la 3, ai restul 0, 1 sau 2. Deci luăm ca varianta când e 3K plus 1 și atunci A arată așa. 3K plus 1 ori 3K plus 2. Ori 3K plus 1. Și cu 1, deci 3K plus 2, e zis bine. Ori 3K plus 3. 3K plus 3. Și 3K plus 3 se simplifică. Scoatem un 3 în factor comun, ca să vadă toți prietenii noștri. Și egal cu 3 pe lângă, din paranteza asta, îl punem în față, 3 pe lângă, 3K plus 1. 3K plus 1. Pe lângă 3K plus 2. Pe lângă K plus 1. Și îl avem pe 3K. Și avem pe 3-ul. Deci, 3-ul. Avem 3, factorul 3. Deci se împarte numărul ăsta la 3. Deci se divide la 3. Și anume este cazul 3. Când N e de forma 3K plus 1. 3K
plus 2. Și atunci AU devine așa. Ia să vedem, spune-mi tu, AU cum devine? Păi AU este egal 3K plus 2. 3K plus 2. Pe lângă 3K plus 3. 3K plus 3. Și 3K plus 4. 3K plus 4. De unde putem scoate un 3 factor acum? Din ultimul. Din paranteza? Nu ultima. Nu, din cea din mijloc. Și e cam cu 3 pe lângă. 3 pe lângă. 3K plus 2. 3K plus 2. Pe lângă K plus 1. Da. Pe lângă 3K plus? 3K plus 4. Iată. Hai de 3 faptul. Și gata se împarte la 3. Deci vezi? Dar și la 2 se împarte. Că sunt deja două consecutive, da? Mi se pare că se împarte totdeauna la 6. Că dacă și la 2 și la 3, 3 ori 2, 6. Putem spune că produsul al 3 numere consecutive se împarte la 6. Aceste lucruri trebuie să, mă rog, să le avem foarte bine așa pus la punct, ca în anumite spații să nu stăm pe gânduri. Deși aici produsul al 2 numere consecutive se împarte la 2, multiplul de 2. Da? Și de aceea te-ai permis să spui că rezultatul aici, după ce spui că n pe lângă plusul n-are la multiplul de 2, adică aici tu conții în fel de 2K, multiplul de 2, 2K pe 2, și 2 pe 2 simplifică și face K număr natural, da? Și a terminat exercițiul respectiv. Să vedem un alt ce mai avem. Doar calcule. Vreau să ajungi, să ai și precizie și viteză. Deci, fii atent ce vreau eu de la tine. Viteză și precizie. Fără greșeală. Dar asta presupune antrenament. Continuu antrenament. Și nu... dacă mergem lent și nu punem la punct niște lucruri de tipul numai cu fracții ireductibile lucrăm. Nu discutăm. Nu mai frații reductive. Că altfel, mă rog, pierdem timpul și nu ne iese ieșițiu. Te rog, încă un ieșițiu de acolo care îți faci mai din tema care o am. Da? Este un alt profesor, eu am o idee de asta. Da. Hai să. Eu acela, da? Da. Iată, spun așa. 1 plus 1 supra 1 plus 2, 3, 2 pe 3. Nu, ăla. Cu 7 supra 40. Asta. Minus 7. E, dacă am pornit pe ăsta, hai să-l duc și pe ăsta. Și cum mă duc și pe ăsta? 2 pe 3, nu știu ce tabla de parte mi-ar fi teamă de ea. 1 plus 1 supra 1 plus 2 supra 3 plus 4 pe 5. Ții minte, Cristina, când una de zile am făcut așa un lucru. Da. Și tu spuneai, dar au făcut ei așa ceva, au făcut, iar că au făcut. Minus, vin de fracții. 1 supra, 1 minus, 2 supra, 3 minus, 4 pe 5. E capul. Da? Ce zice? Te rog. Păi, 1 plus. Te uiți pe caietelul tău. Asta e mare greșeală. Te uiți la tablă și trebuie să... Nu, pe caietul tău lucrești și vorbești, lucrezi, vorbești și eu vorbesc. Eu scriu după ce vorbești acolo. Că nu trebuie să zici capul. Ai și să pierd niște timp. Da? Te uiți acolo. Vorbești. 1 plus 1 supra 5 pe 3. 5 pe 3, da. Hai. Plus 1 plus 1 supra 1 plus 2 supra. Uite ce aș face eu. 1 plus 1 plus 1 ăștia tăți și am 3 aici. Păi ca să-mi pierd. Da, că nu mai. Da. În clipul că ei sunt cu plus aici și nu știu plus în față. Așa ca să mai scrip timp pe timp. Da? Și acum mi-a rămas numai fracția este în spate. Deci, plus 1 supra 1 supra 1 plus 2 pe 19 supra 5. 19 supra 5, da. Plus 1 minus. Minus.
1 minus 2 pe... e același 11. Lucru, dar e minus. Așa, 15 minus 4? 15 minus 4, 11. Pe 5. Și egal. 3 plus 1 supra 5 pe 3. Nu, 1 plus 1 ori 3 pe 5. Adică? Adică 3 pe 5. 3 pe 5. Așa, aici e place, da? 3 pe 5. Plus 3, adică mulțim prima cotroa inversată, 3 pe 5. Plus... aici... Data viitoare. 1 supra... 1 plus... 1 plus... 2 supra 9. Atenție! 2 ori 5 pe 19. Adică? 10 pe 19. Așa! 10 pe 19 minus... Minus 1 supra... 1 minus 10 supra 11. Da. 3 plus 3 pe 5. 3 plus 3 pe 5. Plus 1 supra... Dar putem să facem direct. 1 ori 19 supra 29. Deci 19 supra 29. Deodată, da? Da. Minus. Minus. Cât e aici? 11 supra 1. 11. 11. Minus 11. Da. Da? Deci vine 11 supra 11 și egal cu. 3 plus... 3 minus 11 își face minus 8. Minus 8 plus 3 supra... O să duc același numitor, mai trebuie să... Hai, deci mai scriu încă o dată, da? Sau nu mai scriu? Scriu încă o dată? Hai să scriu. Că trebuie să aducă așa 8. Minus 8 plus 3 supra 5. Da. Plus 19 supra 29. Da. De 29 egal cu... E numai prim. Da. Adică... 29. Trebuie să mulțim pe 3. 5 plus 29. Adică aici strigăm cu 5 ori 29. Aici cu 29. Cât face 5 ori 29? 145. 145 ori 8. 145. Deci egal cu... 1160 plus... 29 ori 3. Da. 87. Deci 87. Da. Și plus 19 ori 5? 95. Dacă ai fost 20, făcea 100. Supra 29 ori 5. 145. Lasă așa, 29 ori 5, după te-am bate să mă simt și data viitoare. Deci minus 1160 plus... 87. 7 și cu 5, 12. 10 și cu 8, 18. 182 supra 5 ori 29 și egal cu minus, să vedem cât ne dă. Deci 8, nu? 8 din 15, 7. Și 1 10, 9, minus 978, 5 ori 29. Acum, poate 978, dar trebuie simplificat și pe 29. Arașe tot acum. 978, dacă simplificat. No. Nu simplific. Atunci asta pare să fie rezultat, că prin 5, nu? Asta pare să fie rezultat. 978 supra 145. Minus 978 supra 145. Acum, un astfel de ghișiță nu prea mă încântă ca rezultat. Nici pe mine. Dar, ținând cont că autorul n-a avut altceva aici când am compus, decât să vadă scara asta, da, cum se strânge. Și nu a fost mult la calcul, adică la final. Și el nu a urmărit un rezultat frumos, da, când a așezat ieșitul. Ce a urmărit dacă știu să fac scara asta. Pentru siguranță, mă mai uit încă o dată. Da? Deci,
Am zis 1 plus 1 plus 1. Sper că am zis, am copiat corect. 3 de 1 acolo. Da. Da, cu plus. Am zis 3. Bine. Și 1 supra. 3 cu 2, 5. Întors invers. Deci 5 pe 3. Aici a fost 5 pe 3 și când am întors, 3 pe 5 ieși, da? Plus. Aici am lăsat așa 1 plus 1 plus 2 supra. 3, ori 5, 15, 19 pe 5, 5 ori 2, 10 pe 19. Da. Da? 10 pe 19 este bine. Da. Minus, 1 minus, 15 minus 4, 11 pe 5 și ajunge sus. Da. Deci vine 5 ori 2, 10 pe 11. Da. Da. E bine, da? 5 ori 2, 10 pe 11. Acum, suntem aici, 3 pe 5, 19 pe 29, da. Și 11 supra 1. Și 11. Și 11. Minus 8. Și se vede de aici încolo că nu să greșim. Numai rămâne să vedem dacă la mulțirile astea am greșit, dar nu cred că am greșit. Așa încât... e ieșit una urmărit de chestia asta. Ia să vedem acum la cealaltă. La cealaltă. Deci este vorba de ieșitul acesta. Minus 7 pe 40. Minus 7 supra 40. Minus 7 supra 400, minus 7 supra 4000, minus 7 supra 40.000, totul de împărțit la minus 0,111101. 2,4, da? Minus 0,1111. Eu mă gândeam să amplific pe 740 cu 1000 ca să am să duc aceeași numitor și pe asta 7000 minus 700 minus 70 minus 7. Și ar fi fost 7000 minus 777 supra 40.000 și observăm că și în celălalt membru am 1111 supra 1000 care se simplifică și iată la un rezultat. Ai putea da rezultat deodată? De dată, așa trebuie să ai văzut de aia rezultat. Păi ar fi 7777. Adică să dau tot egal cu 7 pe 4. Da, chiar. Încă am 40.000, împărțeam la 1000 cât aveam acolo, rămâneam cu 0. Da, rămâneam cu 0. Adică, da ce? Adică, simplificam. Eu aveam 7 supra 40.000. În partea cealaltă aveam 1111 supra 4.000. Întorceam invers. Și era 7 supra 40.000 împărțit ori 1000 supra 111. Cel mai rapid este așa. Scoate un factor comun pe 7 pe 4. 7 pe 4 pe lângă, minus 1 pe 10, da. Minus 1 pe 100, minus 1 pe 100, minus 1 pe 1000, așa. Minus 1 pe 10.000. Pe 10.000. Bă, îți la... Minus 0,1 și e
7 per 4. Io non sono per 10. No. Che fai se non sono per 10? Sciate meno spatolo, io non sono per 10. No, c'è per la scuola, che faccio meno solo per 10? Minus 0,1. Minus. Oh, non c'è să fie 1111. 0,01. Da. Și pe a minus 0,001. Minus 0,0001. Totul de împărțit la minus 0,1111. Se iau. Și când astea la vreodă, da? Toate astea. Faci 7 pe 4. Da, jos. Ori un. Ori. Da? Minus 0,1111. Împărțit la minus 0,1111. Asta învață, asta face 1 și faci 7 pe 4. Da? Asta e deosebirea dintre cel care se apucă să muncească, să place așa viitor, să facă nu știu ce. Ajunge și el. Ajunge și el. Dacă nu mai pierde până 0 viitor, se iau. După ce simțește soarele. Dar de foarte multe ori trebuie să fii foarte atent la șmecherii de astea. Băi, 7 peste tot. 4 peste tot. 7 pe 4 fac. Și să ies asta și plătesc rapid, urmă. Te gândești în bătrâni, da? 0,1... Și îți fugi ochiul la altul și gata este. Adunat? Da? Și atunci este făcut. Da. În deosebirea între cei doi care se așează la ghișițul ăsta, doi. El, unul ia pe calea aceea muncă, cu riscul de a și greși. Și altul se prinde de poate asta. Da? Și atunci... el ajunge la rezultat, foarte reușit și sigur. 7 pe 4, și, da, da. Și ajunge la rezultat, iar celălalt muncește foarte mare. Oare chiar cu 7 pe 4? Da. Am făcut chestia asta. În prima fază am fost tentat să las așa, să ne apucăm din muncă. Poate era interesant. Să vezi cât consumam ca timp, dar am zis, hai să-ți dau rezultatul ăsta, că poate te prinzi tu să te trag spre varianta asta. Adică, scoaterea, când am zis egal cu 7 pe 4, ți-am transmis mesajul. Ai grijă că poți scoți 7 pe 4 factori. Deci am forțat mâna să te trag la mine, spre mine, spre ideea asta, și pe urmă să apară așa, după ce scoaterea 7 pe 4 factori, apare așa și spune, gata, se derulează ieșițul, nu? Orice frumos. Vezi de aici încolo. Minus 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se vedea clar pe ei. De acum gata este. Ce? Tocmai la acela care ce gândeai tu că e dificil, a fost cel mai interesant și frumos, da? Așa, e să mai vedem altceva, mai avem? Nu, dar astea sunt ușoare, sunt doar calme. Da. Asta... Mai ai sunt... și de jos de acolo ceva? Mai nu, sunt... nu, doar 24, 25 și 26. Acolo 26 l-ați făcut. Da. Ăsta e cu calculei. Asupra 2. 26. Cred că 27 cel merge, că e deja serie de înainte. Că e 1 plus 1 pe 2 plus 1 plus 1 pe 3 și pe 1 minus cealaltă dinainte. Sunt calculate cele. Parcă ar fost X-ul și Y.